زبان من شرفانه. Bună, dragilor! Bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă mă vedeți pentru prima dată, numele meu este Rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie. Dacă și voi sunteți în această zonă de interes, v-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe, implicit clopoțelul, pentru a primi notificare de fiecare dată când postez un videoclip nou. Înainte să trecem la subiectul clipului de astăzi, facem un mic disclaimer. Oricum eu am anunțat și pe YouTube, aici pe profilul meu, și pe grupul prietenei mele Izabela Parșonista, și anume perioadele de Black Friday pentru Dubai Collection, însemnând astăzi când filmez eu acest videoclip, suntem în data de 10, de pe 10 până pe 12, iar pe site-ul celor de la Dubai Collection, în afară de prețurile deja reduse pentru Black Friday, dacă folosiți celebrul cod ROJ25, mai primiți un discount de 5% la comanda voastră. Pentru cei de pe site-ul celor de la Parfumas, perioada de Black Friday este 24-26 luna aceasta. Acum, încheind toată treaba, toată nebunia cu Black Friday, să revenim la subiectul nostru de astăzi. Dacă mă urmăriți pe Instagram, dacă mă urmăriți pe TikTok, au intrat ceva parfumuri noi în viața mea, în colecția mea. Bineînțeles, nu am o părere bătută în cuie la adresa lor, deoarece știți și voi, necesită macerare și așa mai departe. Bine, unele dintre ele nu necesită macerare. Adică, nu că nu necesită macerare, cu siguranță se vor macera, însă de la primul puf sunt bombițe. Și tot uitându-mă eu așa cam ce parfumuri mi-am achiziționat în ultimul timp, mi-am dat seama că aceste parfumuri mă duc către zona de femme fatale middle eastern. Însă, domnilor, că știu că sunteți și domni aici la mine pe canal, nu fugiți, nu închideți videoclipul, deoarece sunt câteva selecții unisex. Câteva parfumuri despre care v-am vorbit mai mult sau mai puțin, unele despre care nu am apucat să vă vorbesc, s-au macerat și am o părere la adresa lor, dar nu mai stăm la taclale, oricum intro de 3 minute, aia e. Și vom începe cu un parfum ce l-am avut inițial în varianta mostră, în acest videoclip. Și imediat l-am comandat în varianta full size. Pentru că da, m-a vrăjit, m-a zăpăcit, mi-a dat de cap. Și mai ales pentru simplul fapt că vine de la una din casele mele preferate și anume Hadlaj. Parfumul face parte dintr-o gamă ce se numește The Proposal și este vorba despre Date Night. Ca să înțelegeți cam cât este cutia și cam cât este capul meu, da? Cum sunt, cât de mare este. Vine într-o cutie imensă. Imensă. Iar în momentul în care deschideți, ea arată așa. Da? Aici este parfumelul, iar chestia aceasta este dintr-o catifea, ceva de genul, da? Și aceasta este prezentarea. Nu știu cât mă va ajuta camera, pentru că este genul acela de sticlă, genul acela de prezentare care pur și simplu dă pe spate chiar și cea mai extravagantă și cea mai pretențioasă doamnă, da? Sticla vine așa.
Este o sticlă extrem, extrem de grea. Extrem de grea. Foarte bine lucrată. Detalii aveți și aici. Niște pietricele ce vă duc cu gândul, nu știu pe voi unde vă duc cu gândul, pe mine mă duce cu gândul la rubine, da? Precum și piatra de la acest inel. Este, nu știu, nu am cuvinte, e genul acela de prezentare premium, e genul acela de lux, opulență, tot ce vreți voi, da? Dar totodată, mai ales că vine luna cadourilor, este, din punctul meu de vedere, perfectă pentru un cadou, această prezentare, da? Notele le veți avea aici pentru fiecare din parfumuri. Și acum să trecem la partea care îmi place mie cel mai mult, și anume pufăitul și vorbitul pe subiect. Întâi și întâi de toate, acest parfum Date Night, cei de pe site-ul celor de la Dubai Collection, Roș 25, spun că este un parfum cu ADN original. Confirm și susțin. Nu seamănă cu absolut nimic din ceea ce am testat până acum, dar absolut nimic. E un amestec floral, fructat, plin de senzualitate, plin de sex appeal, ceva iz de ruj aveți aici, ceva iz de make-up, da? Merge către zona aceea, un floral fructat cu înclinații către mirosul de ruj de make-up în general. Are, nu știu, are totodată o aromă exclusivistă, da? Genul acela de aromă pe care nu o întâlnești la orice, care nu o întâlnești la orice colț de stradă, da? De nișă, cum se spune. Nu are absolut nici măcar o atingere din zona Middle Eastern. Miroase captivant, sexy, misterios. Totul este atât de bine blenduit. Chiar și nota de tuberoză. Voi știți că eu deja am o mică problemă cu tuberoza, însă tuberoza de aici este atât de bine blenduită, cu toate că ea ca și notă, da, de sine stătătoare, este ceva foarte in your face. Nu, în Date Night totul este extrem de bine blenduit. Nu țipă nici măcar această notă de tuberoză. Este un parfum extrem de bine balansat, nici prea floral, nici prea fructat, nici prea pudrat. Are, nu știu, are aceeași cantitate din fiecare zonă, da? Din nou, este nemacerat și cu toate acestea este o bombă, este o bombă. Din punctul meu de vedere, este un parfum total feminin. Nu aș vedea un bărbat purtând așa ceva, sub nicio formă. Și cu toate că el vine într-o prezentare de zile mari, ca de obicei știți, eu vă zăpăcesc, vă terorizez, vă repet, achiziționați întâi și întâi de toate mostră. Da? Mostră înainte. Dar da, este genul de parfum ce mă duce cu gândul la o femme fatale Middle Eastern. Are, cu toate că v-am spus, nu are nimic din zona Middle Eastern. Însă așa mă duce pe mine cu gândul, așa zugrăvesc eu o femeie, genul acela de femme fatale cu ochii foarte, foarte bine accentuați, da, de make-up. Genul acela misterioasă, genul acela care este, chiar dacă este acoperită din cap până în picioare, da, emană senzualitate prin fiecare centimetru din corp, din hainele pe care îl poartă și așa mai departe. Este altceva. Și da, momentan, din nou vă spun, nu-l pot asemăna cu absolut nimic din ce am testat sau din ce am până în momentul de față. Următorul
Nu știu dacă v-am vorbit despre el până acum. Vine de la casa Afnan și se numește Inara White. Da, și eu am un ring light care nu mai contează. Aici scrie Inara, aveți un ștrăsulete și unul aici. Din nou, un parfum ce mă duce cu gândul la o femme fatale Middle Eastern, deoarece el în sine mă duce cu gândul la Oud Bouquet de la Lancôme. Are ceva din acel parfum și implicit are ceva din Chaga Food de la Swiss Arabian. Nu este un dupe însă nici pentru Oud Bouquet, nici pentru Chaga Food. Și din punctul meu de vedere este un parfum unisex. Nu mă întrebați de ce, domnilor, dacă aveți cum să testați, testați-l. Eu una așa îl percep. Un parfum ce l-ar putea purta cu succes chiar și un domn. Este genul de aromă lemnos ambrată, un fel de flanker al lui Chaga Food, da? Tot în zona aceea mă duce cu gândul. Nu este atât de greu și intoxicant precum Chaga Food. Și nu vorbim aici de performanțele acestui Inara White, deoarece acest Inara White este o mega bombă. Da? Inara White face parte din categoria de parfumuri ce eu le resimt chiar și după duș. Atât de puternic este. Atât de puternic este. Este mai suculent, dacă are sens, în comparație cu Chaga Food. Tot îl compar cu Chaga Food pentru că știu că sunteți multe doamne și multe domni ce îl cunoașteți, îl aveți, da? Și ca să vă faceți o mică idee, este mult mai suculent, mai ușor de purtat, însă păstrează aceeași linie de mister și senzualitate. Are, debordează de mister, debordează de senzualitate, are așa o aură intrigantă, nu știu, îți oferă de fapt, mai bine spus, o aură intrigantă atunci când îl porți. Are tenta aceea de ud, însă este udul acela dulce, nu este udul acela grețos, da? Dar și Oud Bouquet de la Lancôme are aceeași tentă de ud, da? Nu este udul acela de grajd, cum se spune. Este un floral. Da. Este un floral oriental mai degrabă, asta vreau să spun. Însă este unul cu mult caracter, cu performanțe astronomice. Din nou vă spun. Din nou, un parfum ce nu l-aș recomanda ca fiind un safe blind buy, decât dacă vă place Chaga Food sau Oud Bouquet de la Lancôme. Dacă vă plac cele două, atunci da, Inara White este un safe blind buy. Dacă nu suportați cele două parfumuri, testați-l înainte. Vom vorbi acum despre un parfum nou intrat în viața și în colecția mea. Nu știu, fie vorba între noi, de fapt, cred că datorită trandafirului, da, am avut ceva teamă de acel trandafir din acest parfum, și anume Club de Nuit Intens de la Armaf. El a venit recent în viața mea. Vă las aici mai bine, da, vinovata. Cine este vinovata care mi-a băgat bățul prin gard, cum spun eu, ca să-l cumpăr? Dar este un parfum de neratat. Un parfum de neratat. Este acel dupe 1 la 1, cum ar spune anumiți youtuberi internaționali, pentru Noir de Noir de la Tom Ford. Și da, eu cred că am amânat atâta timp datorită trandafirului, însă trandafirul de aici îmi place. Îmi place mult de tot. Este o aromă bogată,
densă, complexă. Din punctul meu de vedere, din nou, este un parfum unisex. Am văzut că el este marketat ca fiind parfum de damă, însă, la cum îl resimt eu, din punctul meu de vedere, este total un unisex. Aici avem un combo trandafir patchouli, care din nou este tare, tare ok lucrat. Știți că eu cam am probleme cu trandafirul, cu anumite lucrături de patchouli și așa mai departe. Acestui combo trandafir patchouli îi adăugăm vanilie și ud. Însă din nou nu este udul acela greu de suportat, din nou eu percep aici un ud dulce, dulceag. Trandafirul de aici, de care mi-era mie teamă, este unul întunecat, unul catifelat, unul ușor gotic. Oarecum resimt ceva nucșoară combinată cu acest trandafir. Este picant. Iar șofranul din deschidere nu este genul acela de șofran in your face și treptat am observat că se diminuează. Din nou, fiind un parfum recent intrat în viața mea, nu a avut timp de macerare. Acestea ar fi primele impresii, cum s-ar spune. Trebuie să menționez faptul că în dry down, acum nu știu, dacă l-aveți, chiar sunt curioasă să-mi lăsați și mie părerea voastră în secțiunea comentarii. În dry down, pe pielea mea, acest parfum lasă o aromă de ciocolată neagră, da? Deci nu aceea foarte dulce, cea clasică cu lapte, nu. Ciocolata aceea neagră, plină cu lichior de trandafiri. Nu știu de unde. Are și o mică tentă buzi, da? Dar este o tentă fină combinată cu acel trandafir din el. Dar v-am spus, tare sunt curioasă, dacă voi îl aveți și îl aveți de ceva timp, adică dacă al vostru este macerat, neapărat lăsați-mi și mie în comentarii dacă va rămâne tenta aceasta sau dacă voi o resimțiți sau dacă voi îl percepeți așa. Pentru că dacă rămâne tenta asta și după macerare, este un safe blind buy fericit. Un alt blind buy, un parfum ce inițial am avut așa dubii să-l comand, să nu-l comand, deoarece el vine de la Casa Latafa și voi știți că eu în ultimul timp mi-am tot luat țepe cu Latafa. Însă am văzut multe recenzii ale youtuberilor din afară ce îl comparau unul la unul, unul lângă celălalt cu originalul. Și vorbim aici despre Liam. Liam, whatever. Da? Ce vine în sticluța aceasta. O sticlă simplă, capacul e plastic, dar nu mă deranjează. Bun. Cei din afară spun că acest Liam este Grișanel. Mie, la un prim nas, îmi dă o tentă ușor masculină. Din nou, din punctul meu de vedere, și acesta intră cu succes în categoria unisex. Deschiderea este ușor mai masculină. Iar aici avem cardamom, știți că ador cardamomul, cardamom, lemn de santal, o smochină, dar o smochină ușor sintetică, dar pudrată totodată, așa am de la nas. E genul de parfum aromatic și îmi place o chestie în acest parfum. Eu resimt o ca și cum ai o bucată de piele întoarsă, de calitate, stropită cu ceai negru. Nu mă întrebați de unde,
dar așa asociez izul acesta. E o tentă foarte fină de piele întoarsă acolo. Tare sunt curioasă dacă după macerare, nu știu de ce, dar tind să cred că va avea nevoie de ceva mai mult timp de macerare. Mi-aduc aminte și ultima experiență cu Latafa Badea Alud Sublim, dacă zic bine, acesta. Și acela a avut nevoie de foarte mult timp de macerare. Tind să cred că și acest Liam tot în zona aceea merge. De ce spun eu că din punctul meu de vedere necesită mai mult timp de macerare? Mi-aș dori un cardamom mai puternic aici și pielea aceea întoarsă la fel. Mi-ar place să o simt un pic mai intens. Ca și performanțe nemacerat, sunt hiper dezamăgită de el, dar voi avea răbdare cu el de data aceasta, în sensul că în aer, în jurul meu, se presimte doar undeva la 2-3 ore. Și apoi pe piele pur și simplu trebuie să mindez nasul ca să simt ce e acolo. Dar voi avea răbdare cu el, deoarece sper că îi va crește intensitatea, pentru că aroma sa în sine, ca parfum de sine stătător, îmi place enorm de mult, dar enorm, enorm de mult. Are o tentă sexy, îl văd purtat și de un bărbat și de o femeie. Are acel ceva. Pe măsură ce se dezvoltă, devine ușor cremos, însă cremosul acela spicy oriental, da? Cardamomul este în continuare acolo. Iar mie treaba asta îmi place foarte, foarte, foarte mult. Un pic de apă, pentru că de vorbesc mult, știu. Continuăm cu un parfum din nou. Nou intrat în viața mea, însă din punctul meu de vedere, acesta este un parfum strict feminin. Nu îl văd sub nicio formă un parfum unisex, dar sub nicio formă. Din nou, el vine de la Hadlaj și se numește Flor Oud. Din nou, o prezentare de zile mari. Deci sunt fiartă pe ultimele prezentări ale celor de la Hadlaj. Din nou, Roche 25 pe Dubai Collection. Când îl deschideți, da, aveți acest textulete. Maison du Maître, nu am fost bună la franceză, da? Nu am fost bună la franceză. Ați văzut și clipurile anterioare. Încep bine VU și se termină prost. Elegante, da? Nu e VU elegant. Ok. Și aici vă scrie în engleză Flor Oud from the house of the master perfumer Hadlaj. Bla, bla, bla. Ne interesează conținutul, dar și prezentarea. Din nou, un cadou minunat, dacă m-ați întrebat pe mine. Sticluța este una, hai, cum te țin? Te țin așa? Nu, așa. Este o sticluță grea, foarte, foarte bine lucrată. Aveți aici ceva detalii. Ok, asta e. Fundul oarecum dublu, cum spun eu. Capacul este, am impresia că este un plastic foarte, foarte solid. Dar, din nou, aveți aceleași detalii. Și este genul de sticlă minimalistă, elegantă, fix cum îmi place mie. Dar fix cum îmi place mie. Ador sticla. Iar acum, sucul. Doamne! Și acesta l-am achiziționat blind, strict în baza notelor sale. Și este, din nou, un Happy Blind Buy. Este o aromă rafinată, dar opulentă totodată.
se deschide printr-o mandarină dulce, zemoasă. Îți lasă pentru început senzația aceea de apă în gură. Îmbrățișată de un trandafir. Și da, este un trandafir pe care pot spune că îl iubesc, nu că îl accept. Îl iubesc, trandafirul de aici îmi place enorm de mult. E genul acela de trandafir cremos oarecum. Da? Un alt fel de trandafir, nu acela bulgăresc, nu mai știu eu de care, turcesc, marocan, bla bla bla. Avem aici și o pară dulce, din nou suculentă, la fel cum este mandarina din deschidere. O floare de portocal, însă din nou este floarea aceea de portocal, cum să vă spun eu, pură, da? Nu este floarea aceea de portocal combinată cu neroli. Nu simt iz de neroli aici, nici măcar o picătură. Ia somie, însă nimic indolic, este bine balansată. Iar toate acestea sunt așezate pe un pat de ambră combinat cu un lemn de santal, ceva ce încălzește parfumul, ceva ce îi conferă cremozitate, ceva ce îl face, nu știu, îi conferă o aură mistică. Pur și simplu îți dă senzația aceea de te acaparează, te obsedează, aroma aceea narcotică, cum vă tot stresez eu cu acest termen. În dry down este genul acela de parfum mistic exotic. Dacă nu există secțiunea aceasta, am inventat-o eu acum, dar pur și simplu așa îmi lasă senzația, ceva mistic, o atingere exotică. Și dacă spun atingere exotică, nu vă gândiți că este un parfum de vară. Nu, în opinia mea este genul all season. Eu una personal l-aș purta oricând, dar oricând, oricând. Însă, pe măsură ce... Bine, nici nu l-am purtat cum trebuie. Pe piele, la un moment dat, atunci când l-am primit și l-am testat, că nu am... avut cum să rezist, m-a dus undeva în zona Deja Vu Flower White, Deja Vu White Flower, o să caut și o să vă las aici, de la Kayali. Nu spun că este un dupe al aceluia, însă mă duce către acea zonă. Da? Are ceva ce mă duce în zona aceea. Dar da, și el este total nemacerat, de-abia a venit, trebuie să se acomodeze cu vecinii săi de raft și așa mai departe. Însă, cu siguranță, este genul de parfum ce va avea performanțe peste medie, peste, da? Venind de la Casa Hadlaj, e una, cel puțin personal, niciodată nu am fost dezamăgită de absolut niciun parfum al acestei case. Și dacă tot am spus casa mea de suflet, Hadlaj și așa mai departe, nu aveam cum să fac această selecție fără un parfum de la Ahmed Al Maghribi. Și pentru treaba asta cu Femme Fatale, da, deja l-ați văzut, Femme Fatale Middle Eastern, eu cel mai potrivit găsesc Shai de la Ahmed Al Maghribi. Vă las aici unboxing-ul și primele impresii pentru el. Da, atomizoarele caselor Ahmed Al Maghribi și Hadlaj sunt de zile mari. Acest șai s-a macerat complet. El vine în, da, din nou nu văd, 40,5% concentrație de ulei. Este genul acela de aromă, nu știu, tot încerc să scot chestia asta cu nu știu, dar ok. Proaspăt, caldă, da? E și ceva proaspăt acolo.
dar nu vă duce cu gândul la un parfum de vară. E o combinație plină de mister și magnetism totodată. Din nou acea aromă narcotică, din nou acea aromă obsedantă. Am observat că el acum se află redus pe site-ul celor de la Parfumas, dar nu am căutat dacă au și mostre pentru acesta de vânzare. Este piersica aceea dulce și suculentă în deschidere. A rămas în continuare chiar și după macerare. Floarea de măr, da, se resimte în continuare. Și are o atingere foarte, foarte fină acum de lavandă și șofran. Nu este nimic in your face, nimic să îți dea nose blind, nimic care să deranjeze. Însă, pe parcursul dezvoltării acestui parfum, își face apariția un ananas. Din nou, nu vă gândiți la un parfum de vară. Este mai degrabă un ananas copt, un ananas foarte, foarte dulce, însă nu mergeți către. Nu știu dacă ați văzut voi, dar mai se întâmplă, eu una cel puțin, da, am avut un ananas și l-am uitat în bucătărie, a devenit foarte, foarte copt, dar totodată a avut și un vag iz alcoolic, da? Ca și cum ar fi fost un fel de lichior de ananas. Ei bine, ananasul din șai nu este decât ananasul acela copt, fără nimic alcoolic, da? De fapt, asta tot încerc eu să spun aici. Are și o atingere de ud. Acum, dacă voi nu sunteți obișnuite cu udul, s-ar putea să fie mult pentru voi. Pentru doamnele ce exemplu să dau? Inara White, da? Pentru doamnele ce poartă și îndrăgesc Inara White, Shai de la Ahmed Al Maghribi va fi un parfum de zile mari, un parfum mega iubibil, cum spun eu. Pentru că nu este foarte mult ud aici, da? Este o atingere, o picătură de ud. Și din nou este udul acela dulce. Udul acela nimic de speriat. Iar către dry down, acest șai devine moscat și resimt un trandafir ambrat și ceva vanilie, da? Este o combinație foarte, foarte faină, foarte faină. E genul acela de parfum în care Orientul Mijlociu, lumea din Orientul Mijlociu și lumea din lumea europeană pur și simplu se întâlnesc și se amestecă, se contopesc, da? Genul acela de parfum, jumătate Middle Eastern, jumătate parfum franțuzesc. Alt exemplu nu mi-a venit în cap. Categoric este un magnet de complimente. Categoric, din punctul meu de vedere, este un parfum all season. Eu l-am purtat chiar și pe timpul verii, da? Nu m-a deranjat, nu a deranjat pe nimeni din jurul meu. Din contră, v-am spus, este genul de magnet de complimente. Nu ai cum să treci fără să fii remarcată dacă porți acest parfum. Și da, mă duce cu gândul la o femme fatale Middle Eastern. Are acea, nu știu, e o aromă care, cum să spun eu, te subjugă, da? Te înrobește, te zăpăcește, te acaparează, da? Este, nu știu, hidden gem, cum se spune în afară. Da, pentru mine, Shai de la Ahmed Al Maghribi chiar este hidden gem. Și nu-l pot asemăna cu absolut nimic din ce am testat sau din ceea ce am eu până în momentul de față. Trecem la următorul, că mă tot întindeam să pot să-l iau. Și vorbim despre un parfum de la Al Haramain, un parfum despre care eu v-am mai vorbit vouă, un parfum ce îl ador, îl iubesc și, din nou, din punctul meu de vedere,
Că am văzut că este o polemică pe treaba aceasta, nu este unul la unul cu originalul, nu. Junon Noir nu este unul la unul cu originalul, adică Dama Bianca de la Xerjov, nu. Pentru mine Junon Noir este peste Dama Bianca de la Xerjov, da. Pentru mine are performanțe peste Xerjov, da? Peste. Am avut un decant din original, mi-a plăcut aroma în sine, însă la capitolul performanțe am zis pas, adică înțeleg să coste, dar pentru mine, poate sunt eu mai zgârcită, poate sunt eu mai dificilă ca femeie, dar dacă dau un ban, vreau să stau în față, da? Cum e vorba aceea. Și am găsit Al Haramain Junon Noir. Din nou, din punctul meu de vedere, Junon Noir este genul acela de parfum all season și genul acela de parfum ce, dacă nu sunteți așa cu păsărici la creier să aveți sute de parfumuri și vreți decât unul singur, parfum semnătură, cum se spune, da. Este o alegere fericită. Avem aici o vanilie atât de pufoasă și de cremoasă, că juri că nu are cum să fie un parfum arabesc. Cu toate că, totuși, vorbim de Al Haramain, o casă cu tradiție, o casă recunoscută pentru calitatea produselor sale. A sunat a reclamă, dar nu mai contează. Al Haramain, dacă mă vezi, sponsorizează-mă, că nu mă deranjează. În opinia mea, adică pentru chimia care o face pielea mea cu acest parfum, v-am zis și vouă, v-am repetat de fiecare dată, nu toți vom avea aceleași performanțe în ceea ce privește un parfum și nu toți vom percepe parfumurile la fel. Da? Pentru că suntem fiecare diferiți și fiecare percepe într-un anumit fel și pielea fiecăruia reacționează într-un anumit fel. Eu personal cu Junon Noir, pe piele, strict pe piele, acum după macerare, pot spune cu lejeritate că merge undeva la 10 ore, fără nici cea mai mică exagerare. Merge la 10 ore pe piele și îl resimt și după duș. Da? Este acolo în continuare. Este o Dama Bianca pe steroizi. Da. Dama Bianca pe mine a ținut undeva la 5 ore. Normal, dacă un parfum ar ține undeva la 5 ore pe mine, pe pielea mea, nu m-ar deranja. Dar un parfum însemnând până în pragul sumei de 200 de lei. Însă să plătesc prețul pe care îl are Dama Bianca și să persiste decât 5 ore, el. Nu avem nimic sintetic aici, ci doar dulceața aceea de cumcat. Cumcat, cum vreți voi. Fructul acela e un iz ușor, ușor exotic. E un iz dulce, acrișor, cu o vanilie pudrată, un strop de citrice și violete. Este un parfum, este genul acela de parfum, de fapt, elegant, stilat, dar cu un subton sexy, în opinia mea. Are ceva misterios. Are, din nou, genul acela de femme fatale Middle Eastern, din nou, îmbrobodită, cum se spune la noi, din cap până în picioare și îi poți vedea decât ochii. Da, văd o femeie, exact cum v-am descris, purtând această aromă. Văd o femeie, îți las așa impresia de cumințenie, dar totodată are și ceva misterios. Da? E o chestie cu acest parfum. Dacă vă place Dama Bianca sau dacă ați testat Dama Bianca, îl consider un safe blind
Bye. Dacă nu, nu. Dacă nu, nu. Sunt plină de logică azi. Aia e. Am ajuns la ultimele trei. Ultimele trei sunt bombițe de bombițe de hiperbombițe. Și vom începe cu un parfum Roș 25, pentru că da, vine de la Dubai Collection. Gama lor Rogue. Da? Și vorbim aici despre Spirits on the Rocks. Un parfum inspirat de Killian, am scăpat bloterele. Killian Apple Brandy on the Rocks. Și da, cu siguranță este total unisex, categoric unisex. Este un parfum ce am achiziționat inițial decantul și imediat ce am primit decantul am luat și sticla full size, pentru că nu pot, sună a clișeu, însă nu pot trăi fără acest parfum. Avem aici măr, rom, coniac. Mărul de aici fiind unul din acela dulce, zemos. Nu vă gândiți la mărul acela cald din Heavenly Essence sau Angel's Share. Deci asta sunt plină de lapsusuri. Este un măr, după cum v-am zis, dulce, zemos. Are în deschidere cel puțin o notă de fum. Nu știu de unde, nici nu am verificat notele înainte, dar are ceva, o atingere de fum, are ceva mistic, cum spun eu acolo. Pentru că, în accepțiunea mea, combinația aceasta măr, rom, coniac și o atingere de fum, da, mă transpune așa într-o lume ușor altfel. Și nu, când spun rom și coniac, nu mă transpune într-o lume a la bodegă, nu. Nu este buziul acela exagerat. Nu, sub nicio formă. Este mărul de aici. Eu una îl resimt de la bun început până la final. Însă, cum să vă fac eu o paralelă? Este genul acela de măr rece în comparație cu Heavenly Essence, unde avem mărul acela cald de plăcintă, da? Spirit on the Rocks îl percep mai degrabă ca fiind un parfum aromatic. Este un parfum ușor altfel. Este genul de parfum boozy, dark, sexy, lemnos, vanilat, aromatic. Da, asta era. Lemnos, vanilat, aromatic. Pentru unele dintre voi, și vorbesc aici cu doamnele de pe canalul meu, s-ar putea să vi se pară un parfum ce înclină ușor masculin. De aceea, din nou, oricum cei de la Dubai Collection nu-l mai au în varianta full size, însă puteți achiziționa mostre. Nu-l mai au momentan, da? Va reveni pe stoc. Mie personal îmi place. Din nou, eu văd o femme fatale Middle Eastern purtând această aromă. Din nou, e genul de parfum all season, din punctul meu de vedere. Pentru mine una și pentru gusturile mele nu ar fi prea mult nici vara să port acest parfum. Dry down-ul este perfect unisex, din nou, din punctul meu de vedere. În deschidere, ușor, ușor, dacă nu sunteți iubitoare 100% de parfumuri unisex, deschiderea din Spirit on the Rocks s-ar putea să vi se pară că înclină ușor către partea masculină. Eu una ador parfumurile unisex, ador și multe parfumuri bărbătești și le port și acesta este cu siguranță un preferat. Și vom vorbi acum despre unul ce eu vi l-am mai pomenit
aici pe canal, dar o să vă plictisesc un pic cu el pentru că este sezonul său. Vine de la casa Alanic și este Oud Jamal. Oud Jamal sau Tom Ford Black Orchid on a budget. Doamne, deci ador parfumul ăsta. Îl ador. E aroma aceea, v-am mai spus eu, memorabilă, ce impune respect, transmite putere, dar totodată impune și granițe, da? Nu prea, nu știu, eu una când port acest parfum mă simt un pic mai, da? Lady Boss, un pic mai altfel, îmi schimbă total starea de spirit. Dar din nou nu este acea aromă ușor de plăcut de către oricine. Cum nici originalul Tom Ford Black Orchid nu este pe placul tuturor. Nu, clar nu. Dacă vă place Oud 24 Hours de la Ardal Zafaran, nu știu cât o să vă placă acesta, deoarece Oud Jamal de la Alanic este o variantă mult mai profundă, mult mai bogată, mult mai in your face, mult mai opulentă și este genul de parfum ce nu pleacă de pe pielea ta. Deci parfumul ăsta nu pleacă nici după duș. Parfumul ăsta e acolo. Parfumul ăsta a fost una din cele mai plăcute surprize. Pentru că v-am zis, aici v-am făcut unboxing-ul, a fost un blind buy, da? Direct sticla, full size, blind. Zic, aia e, fie ce-o fi. Este acea aromă clasică, dar modernă totodată, da? Din punctul meu de vedere, Tom Ford Black Orchid e genul acela de parfum nemuritor, da? Cum se spune. Este un parfum luxuriant, melancolic, gotic, aș putea spune, pentru că resimt o latură dark extrem de pregnantă în acest parfum. Este o orhidee vanilat fructată, este lemnos, moscat, iar în dry down, după macerare, eu resimt o chestie pe cât de ciudată, pe atât de mult o iubesc. În sensul că pe pielea mea, acest Oud Jamal de la Alanic lasă un iz de marțipan, da? Un iz dulce, mă duce cu gândul la marțipan, combinat cu izul acela de pământ ud, da? Pământ umed. Deci, cred că e cea mai turbată și cea mai nebună asociere. Însă pur și simplu chestia asta o lasă pe pielea mea și îmi place. Îmi place, este dulcele acela fructat cu apucături gotice, cu apucături dark, da? Este un alt fel de parfum, la fel cum este și Tom Ford Black Orchid. Nu este din nou un safe blind buy dacă nu sunteți în zona aceasta. Dacă nu vă plac parfumurile cu coloană vertebrală, cum spun eu, cu zvâc, cu putere, parfumurile acelea ce pur și simplu te iau de cap și te dau de pereți, da? Dar, din punctul meu de vedere, este un parfum superb. Este genul acela de aromă de iarnă. Iarna când este gerul acela foarte puternic, cu toate că eu îl port și acum, da, și toamna. Și din nou este unul din parfumurile care miros demențial, dar demențial pe soțul meu. Oud Jamal de la Alanic, nu știu. Are latura aceea misterioasă, are latura aceea sexy, are latura aceea dark, dar e genul acela de parfum multifacetat, cum se spune. E genul acela de parfum ce te duce în mult mai multe zone, da? Te transportă
în N și N locuri, te teleportează. Foarte, foarte fain. Foarte fain. Eu una îl iubesc. Selecția asta, și când spun că e foarte fain, din nou, toate sunt strict în opinia mea. Nu sunteți obligați să împărțiți aceleași gusturi cu mine, pentru că nu am mai avea niciun farmec, sinceră să fiu. Ultimul, dar nu cel din urmă, vine tot de la Dubai Collection, Roș 25, tot din gama Rogue și se numește Rouge Mystic. Și da, este inspirat din Rouge Smoking BDK. Ei, parfumul ăsta, Doamne, Doamne Dumnezeule, din nou, este în opinia mea un parfum strict feminin. Vă spun imediat și de ce. Dar după macerare, oricum el mi-a plăcut, v-am vorbit în clipul acesta despre el, de la bun început. Însă acum lucrurile au luat o razna în sensul bun al cuvântului. Parfumul acesta s-a schimbat total, 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 total. Ce îmi plăcea înainte, acum pur și simplu pot spune că îl ador. Da, ador această aromă. Avem cireșe, migdale, lemn de santal, vanilie. Acum resimt un tutun uscat, da? Un tutun uscat. Inițial mi-a lăsat senzația de narghilea cu cireșe. Acum, după macerare, mă duce cu gândul la un tutun uscat. Și o notă rotundă, dar ușoară totodată, de piele. Este, nu știu, cred că cel mai senzual parfum din tot ce v-am prezentat astăzi. Cred. Nu chiar. Nu știu, are așa un aer hiper, mega, ultra sexy, cum spun eu. În deschidere a fost o notă puternică de pudră de cireșe, da? Acum, după macerare, se resimte ca o pudră de cireșe, o cireașă pudrată pe acolo. Cireașa aceea pudrată este nota principală de la deschidere până la mijloc, din punctul meu de vedere, în momentul de față. Iar la mijloc se întâlnește cu un heliotrop frumos, deci pudra urcă. Da, next level. Și tonga, da, heliotrop și tonga. Este genul acela de cireașă pudrată cu accente de vanilie. Vanilie și tonga, da, vanilia și tonga încep de acaparează din teren, dar genul acela de cireașă pudrată oarecum lipicioasă, da? Vanilia și tonka îi lasă senzația aceea ușor lipicioasă, dar nu este nimic grețos aici. Nu, nimic, nimic grețos. Este ca și cum acea cireașă, la un moment dat, se înmoaie într-un amaretto slab. Deci e nebunie. Parfumul ăsta este nebunie. În momentul în care va reintra pe stoc, nu știu de ce, am așa feeling-ul că eu îmi voi face backup pentru el. V-am spus, dacă la început, când l-am achiziționat, mi-a plăcut, acum sunt, nu știu, mă obsedează. Este, cred că este unul din puținele parfumuri ce s-au schimbat foarte, foarte mult, foarte mult, după macerare. Trio-ul de aici, flori de portocal, zahăr și heliotrop, da? Este un trio către dry down, duce parfumul, face parfumul să ia o întorsătură. O întorsătură de la cireașa cea pudrată. Lasă o ușoară impresie de ruj roșu, da? Dacă
rujurile acelea roșii din copilărie, care de fapt erau verzi, da? Și se înroșeau pe buze. Are un ușor iz de ruj roșu, ceva bezele, bezele de vanilia, spune eu, și ceva scorțișoară. Este, nu știu, ăsta este genul de parfum pentru femme fatale middle eastern, boss level, da? Cel mai înalt nivel. Nu, este extrem, extrem, nu știu, superb. Superb, superb. Nu am verificat, dar verific și vă las aici. Nu știu dacă mai sunt disponibile mostre din acesta. Însă, dacă achiziționați mostre, după ce pufăiți odată, lăsați mostra aceea 3 săptămâni. După 3 săptămâni, reveniți și retestați mostra, pentru că, cum spun eu, în acest parfum se întâmplă multe. Deci, e superbitate, superbitate, senzualitate, sex appeal la kill. Da, deci, da, parfumul ăsta e sex appeal la kill. Deci ai kilograme de sex appeal aici, nu un gram. Ok, cam atât pentru selecția de astăzi. Sunt curioasă dacă aveți și voi din parfumurile prezentate, dacă voi le percepeți ca fiind parfumuri unisex, dacă pentru voi înseamnă, nu știu, prea mult, prea grele pe paciuli, cum se spune, prea grele pe partea buzii, prea grele pe partea pudrată. Haideți să ne adunăm în secțiunea comentarii și în afară de asta, pentru toate doamnele ce mă urmăresc, lăsați-mi și mie în comentarii cum vedeți dumneavoastră, da? Topul dumneavoastră de parfumuri pentru o femme fatale middle eastern, da? Pentru mine femme fatale middle eastern cam asta înseamnă ruj și încă ceva, iz de ruj și încă ceva, iz de pudră și încă ceva, da? Și neapărat tenta aceasta misterioasă, intrigantă, vrăjitorească, da? Asta înseamnă pentru mine femme fatale middle eastern. Link în bara de descrieri, ca de obicei, pentru fiecare din parfumurile despre care v-am vorbit astăzi. Din nou vă spun, 10-12 Black Friday pe Dubai Collection și Roche 25 va aduce o extra reducere. Cu ocazia asta poate, bine, să văd dacă sunt mostre pe stoc pentru acestea două de la Rogue. Pentru Date Night de la Hadlaj știu sigur că sunt mostre, precum și pentru Flor Oud. Puteți să profitați de reduceri și să vă comandați mostre, să vedeți și dumneavoastră, nu știu, cum vi se par. Iar pentru cei de la Parfumas, 24-26 Black Friday. Vă mulțumesc din suflet, vă îmbrățișez cu mare, mare drag, vă doresc zile frumoase, senine, da, azi e soare, cel puțin la mine, și neapărat, neapărat pline de parfum. Până data viitoare, v-am pupat!